Bine v-am regăsit! A visa nu înseamnă și a aștepta împlinirea visului. Cu acest motto încheiem săptămâna la Exprim TV, nu înainte de a trece în revistă principalele subiecte din asigurări ale acestei zile. Astra Asigurări, liderul pieței de profil din România, deschide centrul de constatări de daune din Cluj-Napoca și lansează platforma Proiecta Biroului de Programare a Reparațiilor pentru a le oferi clienților săi servicii rapide și eficiente la cele mai înalte standarde de calitate. Astfel de centre de constatări de daune au fost deja deschise în București, Constanța, Iași, Brașov și Ploiești. Radu Mustățea, președintele directoratului Astra Asigurări, a precizat: pentru clienții Astra este important să aibă posibilitatea de a vedea în timp real care este stadiul reparației mașinii avariate. De aceea insistăm ca serviciile partenere să aibă montate camere de filmat în ateliere. Noi am dotat deja centrele de daună cu aparatura video. Clienții își pot alege serviciile în funcție de zona de interes sau de zona în care locuiesc. Segmentul asigurărilor de viață a fost unul dintre cele nevoite să învețe cel mai repede lecțiile crizei. Odată ce aceasta și-a făcut simțită prezența în buzunarele și mai ales în gândurile românilor, companiile de profil au fost nevoite să înțeleagă repede că au în față o nouă generație de clienți. În tot acest timp, asigurările de sănătate merg înainte, într-un context nefast, dar favorabil. Dezbateri pe aceste teme vor avea loc și cu prilejul Zilei Asigurărilor de Viață și Sănătate, care se va desfășura în data de 24 mai în cadrul Forumului Internațional Asigurări-Reasigurări 2011. Detalii aflați din comentariul zilei realizat de Andreea Ionete pe www.unoasic.ro. MedLife a raportat un profit net de 830 de milioane dolari după primele 3 luni ale anului 2011. Primele de asigurare, alături de alte venituri, au generat o creștere cu 27% față de aceeași perioadă anului trecut și cu 15% mai mult decât în ultimul trimestru al anului 2010. Noul președinte și CEO al MedLife a declarat: cu încasări record și cu o creștere de 64% a profitului operațional, MedLife a consemnat rezultate foarte solide în primele 3 luni ale acestui an. Sunt încântat de oportunitățile pe care le avem de a ne crește avansul pe care îl avem în piață și să ducem compania la următorul nivel de creștere globală alături de talentații noștri asociați și parteneri de distribuție. Subscrierile ING Asigurări de Viață au scăzut ușor în primul trimestru al anului în curs. Totuși, semnalele pozitive observate de companie au fost dublarea numărului de persoane care și-au repus în vigoare contractele, scăderea cu 36% a rezilierilor și răscumpărărilor și un apetit sporit pentru protecție și garanții. Cornelia Coman, director general al ING Asigurări de Viață, a declarat: în condițiile revenirii economice timide anticipate de analiști pentru anul acesta, cred că oamenii vor opta în continuare în special pentru produse de asigurare cu garanții. Nu mă aștept însă la vânzări semnificative de asigurări de viață sau pensii facultative, având în vedere că 2011 este încă un an marcat de disponibilitățile financiare scăzute ale populației. Pe un volum al asigurărilor în scădere a crescut ponderea primelor intermediate de brokeri în asigurări. Acest lucru a putut fi observat pe fondul ultimilor 2 ani de criză și de reduceri în piața asigurărilor și a constituit subiectul emisiunii Ora de Risc, transmisă ieri în direct la Exprim TV. Înregistrarea integrală a emisiunii, la care au participat Bogdan Andriescu, președinte UNSICAR, Cristian Bălănică, director general Pireus Insurance Broker și Romeo Janta, Managing Partner Insurance Training and Consulting, o puteți urmări pe Exprim TV. Ați urmărit știrile săptămânii la Exprim TV. Noi vă mulțumim pentru atenție. Vă dorim un weekend plăcut și vă așteptăm din nou luni cu cele mai importante subiecte ale zilei.